Mulțumim mult! Stimați invitați, vă urez bun venit! Declar deschisă cea de-a 8-a ediție a Târgului de Cai de la Marginea, un târg de cai organizat alături de crescătorii de cai din Bucovina, după cum a spus și domnul doctor, cel mai mare târg de cai din Moldova. Nu, 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 nu
Sare lui Mareș Ciobanu de la Voitenera. La Târgul de la Margine. Târgul de Cai de la Margine. Au început să vină din ce în ce mai mulți. Salut, Gigi! Numai cu unul ai venit? Numai cu unul ai venit? A, ăștia de cea? Da, e bine. Ia bine. Trei câte ai? Trei iepi? Ăsta-i armăsară? Da. Trei iepi și un armăsară. Ăsta acasă, până la 30. Au! Ai mai marit efectivul. Am făcut și chepi. Le-ai acasă ori le-ai la pășun? Da, le-ai pășun. Ascult. Ce-a făcut bătrânul, da? Ah, poftim, poftim. Bani,
seara, domnul Raelea. Lăvicul de jos. Sunt buștene pregătiți pentru simplu, 1,50 și am pentru tuble. Buștenul la dublu de 2,90. Și ăsta-i fain. Boss, oricum, pe podium ești. Nu ești, nu ești doi, dar unul tot ești. Dacă s-a adus, tot. Da, lasă că e bine. Da, se întâmplă că face o figură și nu vrea să tragă, și gata, și... Avem următoarea de domnul Ion Raelean.
Facem o tură boss așa de pe rând se aglomerează și ăsta e mânzul sau și ăla întâi mânzul? Ăsta ăla întâi mânzul. S-o fac ufa, ai mânzul. Ați venit pregătit cu pererină, cu tot ce trebuie. Cu liniștea de... Au plouat și azi noapte o tură, nu? Nu e, mamă! Liniște! Încă e de dimineață acum. Vin băieță, vin! Cât ați făcut de acasă? O oră, două. Ce vă? Ștea! Dă-i un nival lângă ăștia dacă îi trebuie, mă, ta să-i lași orice după. Andreea, da. Bine, se opre. Oh, oh. Bun, mersi. Opre. Hai, hai. Doamne, opre, oh, oh. Oh, bă. Asta e ficiorul de sper. Băi! 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 Lui Mihai. Oha! De la satul mare. Oha! Oha! Hai de cât putem! Ori facem exerciții, ori... Știi de-a lui. Uite, ai... Voinicul cât e de... E șmecher mânzul. Cât are? Pasan. Oh, crinul e pe poziție permanent. Bă, el e pregătit, el e venit la timp. Îți face treabă. Oha! Oh! Scuzați-mă că dacă este nu e problemă, da. Doamne.
de ce bun ești, măi. Dar nu la ea, mai sunt multe. Foarte mare. O să fie și tracțiune simplu și dublu și specială, cred că. Dar ar trebui să mai pui unul, așa, la unul, la un caleașcă singur. Fumează aici, fumează băie și el proprietar. Zi, tată, cum îl cheamă pe Bonil. Zi, bă! Dolar. Dolar. Dolar? Și pe tine? Zare 5 ani? Are 5 ani. Și nu este de vânzare. Stai la că lângă el. Nu este de vânzare. Du-te și sperează de cu mână, păi, de bărbat. Așa. Sperează-l frumos, pe colo, cu alea. O zi te ieși la cameră, tati. De mic să... Zi, eu sunt proprietarul, bossul. Așa. Lasă-l pe zi, eu nu pun el. Trebuie să rămas acolo, Gianni? Gianni nu a rămas de linie frate. Tatiel, dă lângă arulotul, Tatiel. Da, dacă vrei. Dă lângă arulotul, Tatiel. După aia se aglomerează treaba și... Bă, dar aici ce sură, aici? Care cum nu-mi pot să-l văd? Care-i întreabă? Care-i cum nu-mi pot să-l văd?
Toată lumea să fie prezentă la tragerea la soț. Haideți să fim mai operativi, să nu lăsăm atmosfera să se răcească, să nu lăsăm atmosfera să se deschidă prea mult, cu timp de așteptare inutil. Trebuie să fim și operativi, dar în același timp, foarte exact. Vă rog, fiți punctuali. Punctualitatea este o calitate pe care trebuie să aibă toată lumea care dorește să facă ceva durabil. Punctualitate și să-și ține cuvântul. Față de anul trecut, doresc să vă aduc în conștiință că voi încerca să alegi mai puțin, deoarece m-am măcarat la genunchiul drept în urma căzătorii de anul trecut. Asta e. Asta cere sacrificii, nu este nicio problemă, însă... Târcul de cai de la margine. De mulți cai s-au retras la umbră, că e foarte mare căldură. Jane, numărul 1, domnul Coleba de la Sată Mare. Sare Ludino. O bucăți.